legate de păcat. Trebuie să înțelegem că nu există păcat O ierarhie? mare sau Da, nu păcat mic. există. Eu aș desființa ierarhiile acestea, Asta e bine. păcatele capitale sau nu știu ce. Nu există păcat Mulți fac o mare ierarhie, sau spun. păcat mic. Există Da. numai păcat. Și cel mai mare este cel Dar se care ne spune că chinuie sunt pe noi. păcate de moarte, păcate Sunt, e împotriva Duhului adevărat. Sfânt, care se consideră că sunt mai mari. Pentru care, de exemplu, unul dintre păcatele împotriva Duhului Sfânt este a păcătui cu nădejdea că Dumnezeu te iartă mâine. Că te duci tu să te spovedești. Este unul din marele păcate. Da, e păcat, părinte, să cred că toate păcatele mele sunt păcate mici? Și că n-a făcut niciun Da, păcat exact. Mare? Că e păi, și atitudinea asta, părinte. Este, și acesta este un mare păcat. Este o înșelătorie a diavolului. Așa. Asta este o înșelătorie a diavolului pentru că aceasta sunt lovește... Sunt care cred că în... păcatele lor sunt nesemnificative. Sigur. Toate. Lovește în purtarea de grijă și în acea grijă care înseamnă permanenta stare de veghe, pe de o parte, permanenta pocăință pe care trebuie să o arătăm. Dar nu există păcat mare sau păcat mic. Există numai păcat. Și cel mai mare este cel care ne chinuie pe noi. De exemplu, sunt persoane și aș vrea să punctez, îmi cer scuze, părinte, dar aș vrea să vă întreb. Sunt persoane, exact ce a spus Lucrețiu, a pus punctul pe ei foarte, foarte bine, care spun, iau un exemplu la întâmplare, critică pe toată lumea și le spui, dar nu este bine, exact cum spunea părintele, nu este bine să etichetezi, să critici, mai bine să te vezi pe tine și așa mai departe, să-ți evaluezi propriile păcate. Și ele spun în felul următor, deci un fel de lipsa smereniei, adică ei nu consideră că greșesc, spun, eu nu judec pe toată lumea sau nu am spus o răutate, eu sunt foarte tranșant. Eu nu am spus o răutate, eu sunt foarte tranșant sau tranșantă. Sau eu nu judec pe toată lumea, dar spun adevărul în față. Sunt astfel de atitudini ale oamenilor. Există, dacă vreți, o limită. Da. O limită între ceea ce înseamnă a constata și a ține pentru tine și cel mai ține bine. Pentru tine și partea cealaltă a judeca. A constata e un lucru ce ține de capacitatea omului de a discerne binele de rău, darul pe care Dumnezeu i l-a dat, rațiunea prin care se deosebește de celelalte animale și de aceea nu vine omul din maimuță și așa mai departe. Și ne oprim aici. Pentru că nu are rațiunea aceea de a vedea lucrurile și binele și răul din lucruri. Omul trebuie să vadă lucrul acesta. Când ai văzut un lucru în fața ta sau pe cineva făcând un bine sau un rău, omul imediat trebuie să evalueze acea lucrare a lui. Da. Și să o pună în pătrățica care trebuie. Corect. Ei, dar de la aceasta și până a te face, a te duce să judecă judecătorul lucrurilor, nu e decât un pas. Da. Și diavolul totdeauna împinge înspre a judeca, înspre a nu mai vedea, dacă vreți, corect, de fapt. Da. Da, nu mai a vedea lucrul respectiv și mai ales a le reflecta asupra ta, eu cum fac, bine sau rău. Și a te întoarce cu o smerenie și cu o pocăință, eu sunt mai rău decât acela care a păcătuit. Cam așa ar trebui să judecăm noi. Ce imediat diavolul ne pune să o sândim. Uite-l păcătos, uite ce a făcut, uite... Și aceasta nu place lui Dumnezeu, pentru că atunci nu mai te vezi pe tine, vezi numai pe celălalt, vezi răul din celălalt și nu mai ai niciun fel de lupă pusă asupra propriului tău suflet, ci te consideri cel mai bun dintre toți, pentru că oricum Am celălalt e mai păcătos ca tine. Lucrețiu și chiar aș vrea să discutăm și acest lucru, persoane care au un soi de, acum nu știu dacă etichetez, dar chiar este o discuție și aș vrea să aflăm un răspuns, poate se îndreaptă acești oameni, un fel de orgoliu religios. Multe persoane care, este adevărat, respectă întru totul regulile, adică țin post, merg foarte des la biserică, dar nu știu de ce, în momentul în care îți spun, am fost la biserică, țin post, eu nu mănânc, ai impresia că dar nu este neapărat că te agresează, că tu ești păcătos și ei sunt smeriți sau sunt plăcuți lui Dumnezeu. Este un soi de mândrie, ca și când eu am fost și astăzi la biserică, tu n-ai fost, deci subliminal îți transmit faptul că tu ești păcătos și adică devine un fel de aură din aceasta, un fel de, un fel de ca un fel de coroniță în jurul lor, de premiant spiritual și îți transmit și ție pentru că o superioritate. Este exact ceea ce zicea mai devreme, este sistemul acesta de a vedea în grile. Dom'le, eu am cam 95% dintre cerințele credinței ortodoxe îndeplinite pentru că. Și încep să ți le enumere tu și după aceea se uită la tine tu și te gândești, Doamne, dacă intru în jocul lui, probabil că vreo 40%.
oare de două ori și ceva mai bun decât mine? Deci eu nu cred că în credința ortodoxă putem să cuantificăm atât de exact cine este credincios adevărat, cine este fals credincios, cine șchioapătă și nu știu cum în credință. Adică asta este o greșeală. Până la urmă, sinceritatea relației noastre cu Dumnezeu, sigur, în formele canonice ale Bisericii Ortodoxe Române, că suntem în România și suntem ortodoxi, este lucru cel mai important, să mergem și să construim ceva. Dar nu formalist, adică de la începuturile bisericii, problema formalismului a fost fundamentală. Da, să răspundem la asta. Deci nu este bine nici așa. Nu, evident că nu este bine. Să te mândrești. E mândria asta este care mândria e inutilă. Drăcească. Este mândria drăcească care te face să nu te mai vezi pe tine însuți. Exact ca fariseul care s-a dus... E un paradox, părinte, nu? Te duci la biserică, dar te îndrăcești din mândria că tu ești cineva, că te duci la biserică tot timpul. Fariseul care s-a dus în biserică să se roage, ce fel de rugăciune făcea acolo? Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni sau ca acesta. Vameșul acesta care e la poarta bisericii. Postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte am și așa mai departe. Și ce spune Mântuitorul în pilda vameșului și a fariseului? Că s-a îndreptat pe sine și s-a dus acasă mai păcătos. Pentru că tot cel ce se înalță pe sine se va smeri și cel ce se smerește pe sine acela se va înălța. Pentru că vameșul, știm ce... Doamne, sunt cel mai păcătos dintre toți. Se vedea pe sine așa cum era el. Da, măcar atât. Ei erau și foarte prost văzuți în societatea vremii vameșii pentru că lucrau pentru romani. Se dăduseră cu dușmanul cumva și aveau nume prost. Dar acela, erau corupți în primul rând, ca și astăzi, cei care pun dări. Adică strângeau dările pentru romani o parte și mai puneau în curând de taxe și să pentru avem ei. Avem corupți în vremea noastră? Nu, nu, cred, părinte, da, nu, sigur. Nu pot să cred așa. Nu etichetăm, părinte. Nu. Nu etichetăm pe mine. Ce voiam să mai zic apropo de discuția de mai înainte? Cred că aici este și o frică a omului de a spune aproape lui ceea ce vede la el, fără a-l judeca. Că-l vezi pe un om care... Mă rog, după experiența fiecăruia dintre noi, poate că e într-o cumpănă, poate chiar a greșit. Mai bine mă duc la vecinul lui și spun, mă, l-am văzut, uite ce a făcut, decât să mă duc la el, luându-l deoparte, să nu vadă tot satul, toată ulița, tot grupul care ne cunoaște pe amândoi și să-i spun, măi, am trecut și eu printr-o chestie ca asta, nu mi-a fost bine după ce am făcut un anumit lucru. Cumva batșaua să priceapă iapa, adică nici nu trebuie să-i zic direct te-am văzut că ai făcut asta sau ești în problema asta. Dom'le, am trecut și eu prin lucruri de genul ăsta, mi-a fost greu, a fost o luptă, am reușit să scap, poate folosește întâmplarea asta din viața mea. Mă gândesc așa ar cam trebui noi ca și creștini, pentru că suntem creștini și avem o datorie creștinească față de aproapele nostru, să îl ajutăm, nu să îl condamnăm, nu să îl criticăm, să îl ajutăm. Să intrăm în sufletul lui cu mare delicatețe. Cu mare delicatețe. Am observat că sunt persoane este un lucru cărora dacă le spui păcate, adică nu păcatele, dacă le subliniezi un defect care deja devine exagerat sau evident, devin foarte recalcitrante și chiar se supără pe tine și părintele are dreptate. Sunt momente în care chiar părintele Iustin Pârvu, de o delicatețe ieșită din comun ca preot, ca duhovnic, niciodată nu te eticheta. Chiar dacă te duceai și te spovedeai, spuneai un păcat, greu este să avem acea delicatețe. Niciodată nu a punctat, da, ai greșit sau întrebat fiind, am greșit sau păcatul acesta cât de grav este, trecea oarecum cu vederea, dar prin ceea ce urma să-ți spună, prin sfatul pe care ți-l dădea, era mult mai mult decât dacă te-ar fi certat 10 ore. Da, este greu să avem această putere duhovnicească, sigur că da, pentru că era maturitatea și sfințenia omului care a suferit atât de mult, încât nu mai putea în această smerenie și după atâta suferință să judece un om, pentru că era atât de sfințit și atât de sfânt, încât pentru el, cu adevărat, erai un suflet. Mi-a venit în minte un caz de la Sfântul Chiril al Alexandriei. Eu l-am studiat foarte mult pe Sfântul Chiril, care era un om foarte impulsiv. O fire din aceasta vulcanică și a avut multe de înfruntat, ca să spunem noi, misiunea lui patriarhală datorită firii lui. Dar un om duhovnicesc fiind, ca să vedeți cum se poate birui firea și ajunge la o măsură din aceasta de delicatețe, auzise el că în pustia Egiptului, peste care avea jurisdicție de patriarh,
Este un mare sfânt, un mare pusnic, dar care crede greșit în cele ale credinței ceva. Și l-a chemat la sine. Și fără să-l certe, să-i spună, vezi tu că cum tu, pusnic, ai început să gândești așa. Și îi spune, auzi, Avo, zice, mă bate un gând de ceva vreme. Nu știu cum lucrurile aici în cele ale credinței, însă așa sau așa. Și știu că ești omul lui Dumnezeu. Pune-te, dar, zice, și roagă-te lui Dumnezeu să-ți descopere ție cum e cu respectiva problemă, ca să știu ce să fac. Și Sfântul, făcând ascultare, pentru că era un sfânt, a zis, bine, Părinte Patriarh, mă duc și mă voi ruga lui Dumnezeu. Și s-a început să se roage și Dumnezeu i-a trimis un înger care a spus, așa să crezi de acum înainte. Se duce repede la Patriarh. Frumos. Se duce repede la Patriarh și îi spune, Părinte Patriarh, uite, m-am rugat și Dumnezeu mi-a trimis răspuns că lucrurile cam așa sunt pe respectiva problemă ale credinței. Ei, dar așa să credem de acum înainte, Părinte. Nu l-a certat. L-a luat cu Duhul Blândeții, el care era un impulsiv. Ca să vedeți ce înseamnă lucrarea aceasta și spiritualizarea în fond a omului. De aceea avem nevoie de multă delicatețe. Hristos, trebuie să știm că nu intre în sufletul omului cu cizmele. Spunea Părintele Nicolae Steinhardt, un om care a pătimit tot atât de mult ca Părintele Iustin și un om profund. Hristos este un gentleman, până la urmă. Asta trebuie să înțelegem. Când spune, iată, eu stau la ușa ta și bat, e ceva. Omul, dacă îi deschide sufletul, Dumnezeu intră și după aceea face curățenie. Și intră prin cuvântul Evangheliei, pe care o auzi în biserică, prin cuvântul preotului sau prin sfatul preotului, chiar și prin cuvintele unui om neînsemnat, pe care nu dai două parale, nici cât o ceapă degerată de multe ori nu face în fața ta, și prin care Dumnezeu îți poate vorbi. Și dacă atunci ești cu urechea plecată la ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu și acela se pătrunde în sufletul tău, mai ales dacă nu există împotrivirea aceasta, las că le știu eu pe toate sau le cunosc eu pe toate, sau acel cuvânt vine într-adevăr din Duhul Evangheliei lui Hristos, din Hristos însuși. Pentru că noi când auzim cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, de fapt ne împărtășim din El. Este ca și cum te-ai împărtăși de Hristos care îți vorbește prezent, într-o formă sau în alta. Și de aceea, pe de o parte, trebuie să luăm cuvântul fără să îl mai ispitim și să-l cercetăm, lasă că știu eu mai bine, adică să se lovească cuvântul, dacă vreți, de tot ceea ce înseamnă colțurile minții noastre. Și se rănește și nu lucrează atât cât ar trebui. Dar și cuvântul acela trebuie cu adevărat să izvorască din Duhul Evangheliei lui Hristos ca să ajungă acolo în suflet. Și aici este cheia, dacă vreți, că Hristos, iată, ne arată această delicatețe și ne cheamă să dăm dovadă de această delicatețe sufletească în raport cu semenii și mai ales atunci când vorbim de spovedanie, când vorbim de iertarea păcatelor. Cred că cel mai greu lucru este să facem o evaluare, că până la urmă suntem niște profesori ai vieților noastre, o evaluare a păcatelor sau a persistenței, perseverării, să spunem așa, în păcat. Știm că pe lumea asta au fost lăsate și bolile și afecțiunile și boli grave. Da. Nu știm, de aceea este bine totuși să avem o evaluare corectă și completă, cu regularitate, să mergem la spovedanie, să ne împărtășim și chiar noi să ne facem tot timpul un bilanț. Pentru că nu știm de la ce nivel, că de la un anumit nivel știm clar că apar bolile. Sunt oameni care peste noapte se trezesc cu boli incurabile și este amară suferința unui om care află că mai are 2 luni sau 3 luni de trăit. Din păcate sunt oameni de mare calitate și oameni cu adevărat repere câteodată care află astfel de verdicte. Și poate dacă am face o evaluare, sunt și oameni care primesc astfel de boli fiind sfinți, preoți, la care este clar că nu este vorba despre defecte grave, ci acolo sunt alte situații. Dar de foarte multe ori, noi oamenii obișnuiți primim astfel de boli mai mult sau mai puțin supărătoare în urma unor păcate pe care le tot repetăm. De aceea este foarte important ca din când în când să facem o evaluare. Spre exemplu, vezi oameni care muncesc exagerat de mult doar de dragul banilor și încerci să le atragi atenția. Nu mai munci. Nu că trebuie să muncesc, pe dacă nu muncesc acum când? Sau
chiar te persiflează, spunându-ți că mie mi s-a întâmplat, spunându-ți că tu pierzi vremea, pentru că îți permiți să te mai și reculegi sau să te regăsești sau să stai pur și simplu câteodată pentru că simți că nu mai poți. Deci iată, sunt sau oameni care devin prea plini de ei pentru că sunt bogați sau sunt bine văzuți sau au faimă și așa mai departe, negândindu-se, chiar se și spune că un mare păcat este trufia, orgoliu, luciferic. Până la urmă. Da. Ce se întâmplă aici? Oamenii puternici din toate timpurile foarte greu se mai smeresc. Pentru că ei față de oameni sunt puternici. Au bani, au o poziție politică, o poziție publică, sunt demnitari. Lumea vine la ei și îi roagă și atunci se focalizează psihismul oamenilor asupra lor ca asupra unor semizei, de a ajung să credă că sunt niște semizei, dacă nu chiar Dumnezei unii dintre ei. A, că mor atâta, da, moare toată lumea, dar poate nici nu o să mor dacă progresează medicina suficient de mult, altă bazaconie de aud în ultima vreme. Așa? Sunt 99% șanse să mor. Serios? Și 1% ce-ar fi? Păi zice, poate se descoperă ceva și trăiesc veșnic. Serios? Deci 99% nu acceptă că vor muri. Adică e un ego generat de focalizarea oamenilor pe ei, că ar vrea să nu moare, ar fi convenabil să fie pentru vecie. Deci nici nu-și dau seama de ce enormități ajung să gândească datorită puterii pe care o exercită. Aici ar trebui să ne gândim. Da, sunt convins, să-mi cer scuze, Lumea, că dacă ar exista o soluție, să, ales pentru bogați, să, nu știu, să dar uitați-vă, deja criogenia merge înspre acolo. Dar fac lucrul acesta, că poate peste 100 de ani va duce Bunul este la speranța aceasta nebunitoare. Aici este a ego-ului, nu a sufletului nostru dat de Dumnezeu. Ego-ul nostru exacerbat care zice, eu nu vreau să mor, nu mor nici tu, că trăiesc în tine așa. Hai că ne criogenăm, poate scăpăm. Amândoi. Dar ego e cel care vorbește aici, nu omul, sufletul lui Dumnezeu, care se întoarce la creatorul lui și până la urmă, pentru un creștin, moartea ar trebui să fie ceea ce și este, o întâlnire cu creatorul lui și o împărtășire și o bucurie până la urmă. Puțin suntem la nivelul acesta de trăire în care moartea să nu ne mai sperie, dar avem sfinți oameni în credința ortodoxă, sfinți părinți, așa, sfinți călugări care au ajuns la gradul acesta de sfințenie și ar trebui popularizați mai mult, că în societatea asta ateizată și axată pe valori materiale i-ar mai zbudui puțin. Întâmplător, într-o seară am trecut pe lângă o adunare, erau sectanți într-adevăr, dar acolo pastorul respectiv, într-o comunitate de robi de la marginea Bucureștiului, cu totul întâmplător, era lume multă și aduceau scaune, stăteau în picioare. Ce predica acel pastor? Ca să-i șocheze și să-i aducă pe acei oameni săraci și poate și tentați de păcate în zona respectivă. Zice, toți murim. Foarte bine a pus problema, toți murim. Și Mântuitorul a trebuit să moară. Zice, dar cum murim? Ce trebuie să facem ca să avem o moarte bună? Ce trebuie să facem ca să ajungem cu Hristos? Păi asta ar trebui să se spună mai des. Deci asta ar trebui să se spună mai des, că bun, dacă și Mântuitorul a murit să ne dea nou un exemplu că putem să murim într-un fel. Aș vrea, pentru că vorbim despre post, să am câteva puncte pe care aș vrea să nu le pierdem astăzi, să vorbim puțin și despre modul în care postim, mai exact despre faptul că multe persoane țin post și aș vrea să punctez imediat, o să luăm și publicitate, câteva situații în care credem că postim, dar de fapt facem alte greșeli, poate mai grave decât dacă n-am mânca carne și dulciuri. Revenim după publicitate cu discuția. Am revenit, vorbeam despre acele situații în care credem că ținem post pentru că nu mâncăm alimentele interzise, sigur că da, în post, și totuși atitudinea, o să iau niște exemple pe care le-am observat eu și exemple care până la urmă se întâmplă astfel de situații. Postul este impecabil, deci nu mănâncă niciun aliment dintre cele interzise și totuși au o atitudine trivială. Vorbesc urât, se gândesc în toate chipurile, materialitate, nu știu. Atitudinea nu este deloc smerită. Bârfesc, râd, exagerat, ostentație, răutate, replici rele, lipsă de modestie, vulgaritate și așa mai departe. Sau țin post,
de mâncare vorbesc, în schimb nu se abțin de la alte vicii, nu vreau să le numesc, care totuși sunt poate mai grele decât carnea sau dulciurile, și spunând fumatul, că... Și da, n-am vrut să numesc asta, și... pentru că... Dar asta e realitate. Dar realitate. Nu știu, vreau să întreb. Nu știu, în aceste situații postul este oarecum trunchiat, adică... Da. Este considerat post, dar... Este un post, dar nu este suficient. Postul acesta de mâncare trebuie combinat, dacă ar fi să folosim acest termen, cu postul acesta duhovnicesc de care avem nevoie. Postul de păcate, înfrânarea de la păcat este foarte importantă pentru creștin. Și de aceea atenționa Sfântul Ioan Gură de Aur într-o omilie la Paști, de exemplu, spunea că a trecut vremea postului, dar n-a trecut și vremea înfrânării. A trecut vremea aceasta calendaristică a postului în sine, dar nu a trecut vremea de înfrânare. Înfrânarea sau postul duhovnicesc este un post permanent pentru creștin. Cuvântul vostru să fie dres cu sare, apropo de vorbele urâte, și în perioada postului și după post, manifestarea creștinului trebuie să fie aceeași. Nu putem să ținem post doar de bucate, mai ales că astăzi eu am o mare problemă cu lucrul acesta. Am făcut cărți de bucate, de post, am făcut o adevărată artă din mâncarea de post. Mă uit că și la televiziune acum au început să dea tot felul de rețete, de chestii de genul acesta ca să facă postul mai ușor. Păi postul este înfrânare, tată. Și dacă e înfrânare, atunci trebuie să vedem cum ne înfrânăm mai bine. E mai gustoasă mâncarea de post pe care ne-o propun unii decât mâncarea noastră obișnuită. Da, obișnuită. Haideți iar să spunem lucrurilor trebuie să pe o spunem, nume. Este o adevărată artă. Ori mi-aduc aminte cum postea bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, o creștină desăvârșită, de la țară, care se ducea de dimineață până seara și în câmp și își făcea treaba ei, nu avea niciodată ceas în casă, n-a avut toată viața ei ceas, dar se uita pe cer și când știa ea că e ceasul respectiv, adică ora 3-4 după masă, se punea, scotea o bucățică de pâine, în care alături avea un bol de sare, întingea pâinea în sare, lua un pic de apă și își vedea mai departe și nu auzeai vorbind și făcând nimic toată ziua, decât ceea ce era strictul necesar. Astăzi am dezvoltat o întreagă artă, pe de o parte legat de ceea ce înseamnă postul, și asta nu este bine, pentru că cred că pleacă de la nevoia... E înfrânarea gustului, da, până la urmă. Dar nici a gustului măcar, pentru că dacă începi să pui acolo, ai brânză de post, care imită tot ce înseamnă gustul brânzei, ai cărnați de post, ai mai știu câte preparate din acestea de post, păi ce-i mai prăjituri de post. Da. Prăjituri de post și toate. Deci este un aspect. După aceea, fără îndoială că rămâne ceea ce este mai important, și anume postul acesta de păcate. Pentru că nu putem să facem post doar la modul acesta al lucrurilor ce țin de pântece, fără să corelăm cu lupta noastră de fiecare clipă de a ne curăți de păcat. Acesta este scopul postului. De a scoate diavolii din noi, diavolii aceia cumpliți care caută să se sălășluiască și să vorbim ce nu trebuie și să facem ce nu trebuie și să zmintim pe celălalt de lângă noi. Sunt iată lucrurile acestea pe care ar trebui să le facem ca prin ele să ajungem mai aproape de Dumnezeu, pentru că în fond acesta este scopul postului, nu de a ne apropia de Dumnezeu. Exact asta voiam să zic. Adică noi trebuie să ne gândim așa. Postul este o perioadă de renunțare la acele lucruri materiale care ne țin departe de cele spirituale. Materialul se micșorează și locul ocupat îl ocupă spiritualul. Ăsta trebuie să fie rostul postului. Dacă noi mâncăm în post, mâncăm de post, dar mult mai mult, că e și mai grași decât am intrat în post, la noi este post. Dacă noi în perioada asta bem alcool, Doamne ferește, unii se droghează, alt tot felul de lucruri care ne schimbă mintea în rău la noi. Este post, chiar dacă te uiți, nu sunt carne, nu, deci nu, ok, sunt lucruri care sunt permise, da? Dacă vorbim urât, îl hulim pe Dumnezeu și facem fapte rele, acela nu este post, da? Deci este diminuarea aspectului material. Adică practic postul spiritual înseamnă să te înfrânezi chiar de la ceea ce îți place cel mai mult. Fără dacă doială. Tu mănânci de post, dar în continuare îți menții, da, un viciu,
Cum să Pentru zic, că îți face mare plăcere și nu poți să renunți la el, nu te înfrânezi exact de la lucru care îți face cea mai mare plăcere. Dacă noi vrem să fim voluptuoși în mâncare în perioada asta, ăla nu e post. Este o carte a unui laic de data aceasta, pentru că ne mai dau sfaturi și laicii și este foarte bine că o fac. Ajung mai aproape la sufletele credincioșilor decât noi preoții. Se numește Tito Colinder, Calea Asceților. Și tocmai acest lucru îl scoate în această broșurică foarte interesantă, scoate în evidență lucrul acesta. Că atunci când de fapt postești, înseamnă să sacrifici, să jertfești ceea ce îți face ție plăcere cel mai mult. Și spune așa, concret, dacă diavolul te ispitește să bei două cafele, abține-te și bea numai una. Dacă te ispitește să te duci în vizită... Și cafeaua este... Păi fără îndoială, că și aceea dacă îți face plăcere... Dacă te ispitește diavolul să te duci în vizită la cineva, să mai trâncănești la cafea, că așa e omul, stai acasă și te roagă. Și spune o rugăciune în plus și atunci ai postit. Iată, sunt niște lucruri, niște exemple din acestea pragmatice, simple, pe care noi trebuie să le punem în practică și să vedem că prin acestea, de fapt, ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Nu doar faptul că ai făcut, mă rog, o anumită dietă, ți-ai echilibrat-o atât de bine să n-ai probleme din punct de vedere a caloriilor pe care trebuie să le consumi zilnic și de aceea dai cu stai și calculezi câte grame are 100, câte calorii are 100 de grame de carne, cât are brânza tofu, să zicem noi, și așa mai departe. Păi nu mai este post. Cu postul nu înseamnă satisfacerea tuturor dorințelor tale, ci înseamnă înfrânare, sacrificiu, jertfă înaintea Mântuitorului Iisus Hristos pentru a ne apropia mai mult de El. Renunțăm la toată partea aceasta care ne face plăcere, care ne dă un anumit confort exterior, care până la urmă te duce înspre păcat. Și mai este aici un aspect. Trebuie să... A zis foarte bine, Părinte. Postul este și are și o dimensiune ascetică. Cât de ciudat ar fi între un părinte din pustie egipteană și un postitor din vremurile noastre, există o legătură, chiar de filiație. Și aici ar trebui să vedem că și în multe sisteme moderne de tratare a anumitor boli, postul chiar total sau postul cu mâncare foarte puțină, sunt promovate pentru că resetează organismul cumva. Organismul nostru s-a obișnuit cu niște feluri de mâncare cu euri. Vai, dar unele dintre aceste euri, nu toate, dar unele sunt îngrozitor de dăunătoare. S-a obișnuit cu mâncare plante modificate genetic, cu pui crescuți într-un regim de 16 ore în loc de 24 de ore, că ei au alternanța zi-noapte făcută altfel. Deci a ajuns cumva interesul comercial și nu numai, și faptul că e nevoie să hrănim acum mai mult de 7 miliarde de oameni și acum 100 de ani, acum 200 de ani era 1 miliard, așa, deci practic de 7 ori în 200 de ani. Și atunci te gândești cum să faci ca să nu moară acești 6 miliarde de oameni de foame, că și aici trebuie să ne gândim. Dar s-a ajuns cumva la o așa pervertire a alimentației sănătoase, că dieteticienii moderni, care n-au o mare legătură cu spiritualitatea, dar sunt atenți la mecanismele organismului, recomandă postul, fie postul negru, fie postul acesta tradițional ortodox al nostru, ca o modalitate de resetare a organismului. De ce? Pentru că atunci organismul se reîntoarce la începuturile lui mai legate de creație, de când a făcut bunul Dumnezeu și funcționează mai bine. Adică sunt dieteticieni moderni care recomandă mâncare cât mai puțină, mâncare o dată pe zi și atâta și nu multă. Mâncare făcută dimineața și să nu mai mănânci până a doua zi la aceeași oră. De ce? Pentru că organismul se resetează, mintea se resetează, se ușurează și mintea, că dacă noi o tot aglomerăm cu mâncăruri grase și țuici, Doamne apărăși și ferește, păi înseamnă că murim toți la 50 de ani. Deci trebuie mare atenție. Să nu
cădem în dietă. Nu, nici la un vegan, să nu înțelegem că cine ține o dietă raw vegan este postitor. Nu, este o opțiune personală, opțiune de sănătate. De sănătate. Noi nu trebuie este să, post. Să vedem post înseamnă... din perspectivă ortodoxă. Faptul că asumat, de la mâncare. Asumată. Și asta înseamnă să faci o jertfă în numele Mântuitorului Iisus Hristos pentru mântuirea sufletului tău, pentru curățirea ta de păcate, pentru, în fond, pentru progresul tău duhovnicesc. Părinte, dar persoanele care, spre exemplu, apropo de vorbind despre falsa spovedanie, care se duc, spovedesc anumite păcate, dar nu știu dacă de rușine sau dintr-un orgoliu oarecare de a nu spune anumite lucruri, exact cum spunea Lucrețiu, ori nu le conștientizează, ori nu vor să le spună. Și întreb, te-ai spovedit, ți-ai spus? Am spus, dar n-am spus acum chiar tot. Da, deci spun doar anumite păcate, probabil considerate mai mari și așa mai departe. Dar nu pe cele mari le spun, de sau nu pe cele mici. Da. Alea mici, alea mari rămân ascunse. Este o falsă spovedanie? Este o falsă spovedanie și este un mare păcat, crezând că poți să duci și pe Dumnezeu cu preșul. Nu, dacă te-ai dus la spovedanie, trebuie să fii conștient că una dintre condițiile iertării păcatelor, pentru că am mai vorbit de o condiție, este și aceea ca spovedanie să fie completă. Adică să spui tot ceea ce ai. Există un îndemn acolo, un sfat pe care îl citește preotul înainte de spovedanie, după ce face molitva. Iată fiilor, așa sună, iată fiilor, Hristos stă nevăzut ca să primească mărturisirea voastră cea cu umilință. Iată și icoana noastră, și icoana lui înaintea noastră este, iar eu nu sunt decât un martor ca să mărturisesc înaintea lui toate câte mie îmi veți spune. Luați bine dar seama, de vreme ce ați venit la doctor, să nu vă întoarceți înapoi nevindecați. Și aș adăuga eu, te întorci de multe ori cu o sândă mai mare decât te-ai dus. Cu o sândă aceea crezând că poți să duci pe Dumnezeu cu preșul, cum spuneam. Este o mare însă ispită atunci când te duci la spovedanie să fii sincer. Și de ce? Pentru că diavolul, până te bagă în păcat, se ostenește. Se luptă cu tine. Și dacă ai spus, dacă ai mărturisit păcatul, acela este iertat, este șterț. Imaginați-vă un catastif, așa ne dau, această imagine dau Sfinții, o condică, o carte, o hârtie, o foaie pe care diavolul pune pe răboj acolo tot ceea ce ai făcut. În măsura în care tu te duci și te spovedești și îți pare rău de păcatele respective și ți-ai cerut iertare înaintea lui Dumnezeu, acelea se șterg de acolo. Și diavolul nu mai are nimic. Ori de aceea, una din stările păcătoase pe care le aduce diavolul atunci când te duci să te spovedești, este frica, jena sau rușinea. Și ne atenționează Sfinții Părinți de lucrul acesta, ce înseamnă jena. Să nu spui, pentru că dacă ai spus, ești iertat. Sau frica, chiar de frică, de multe ori nu spunem, și așa mai departe. Deci trebuie să fim foarte atenți, pentru că spovedania trebuie să fie sinceră și completă. Este una dintre condițiile iertării păcatelor. Voiam să vă întreb, părinte, cunosc cazuri de persoane care din această jenă de a-și mărturisi parohului, să zicem, păcatele, se gândesc, lasă că mă duc eu la o mănăstire și o aleg în cealaltă capăt al țării, că au o jenă să spun anumite lucruri. E un lucru rău? Nu este un lucru rău. Poți să faci lucrul acesta ca să scapi de ispita satanii. Deci... Dar de obicei trebuie să înțelegem că preotul duhovnic trebuie să-ți fie cea mai apropiată ființă a sufletului tău. Cel care trebuie să te cunoască. Da. Altfel, văzător cu duhul, preotul de multe ori nu este și nu poate să treacă mai încolo și nu te poate ajuta prea mult dacă tu nu ești sincer. Pentru că începe să oberăcăie prin întuneric cu propriul tău suflet. Da, da. Mai vii cu ezitările, mai vii cu mișmașurile acestea și te pui, dacă vrei, între tine și duhovnic, între tine și Dumnezeu, un fel de perete. Duhovnicul, ca să te poată povățui pe drumul cel bun al mântuirii, în primul rând trebuie să te cunoască. Trebuie să-ți cunoască și puterile sufletului și pe cele ale trupului. Da. Pentru că nu poți să faci, atunci când îi dai un om un canon, trebuie să știi și în ce stare fizică este. Nu îi dai unuia care are sciatică 1000 de metani să le facă, pentru că nu va putea să le facă niciodată. Sigur. I-am dat, ca să vă dau un simplu exemplu, i-am dat odată unui tânăr care locuia în cămin
Și am uitat, din lipsă de timp, am uitat să-l întrebi unde locuiești, ai propria ta casă? Și sigur că i-am dat un număr de metane. Zic, pentru tânăr este nevoie de sport. Orice tânăr are nevoie de sport. Și noi creștinii nu alergăm prin parc ca niște dezmetici. Noi avem gimnastica noastră, metania, închinăciunea, celelalte. Părinte, cei care alergă pe stadion alergă ca bezmetici. Păi sigur, n-alergă la țintă. Sfântul Pavel ne spune să alergăm la țintă. Și ținta noastră este mântuirea sufletului. Ținta lor este să arate bine. Să arate bine, păi da. Tocmai. În primul rând trebuie să arătăm bine sufletește. Da, da. Și dacă arătăm bine sufletește,